Că stăm de-abia la începutul utilizării tuturor noilor tehnologii și inovațiilor în acest domeniu al transporturilor. Astăzi o avem alături de noi pe doamna comisar european pentru transporturi, Adina Vâlean. Bună ziua și bine ați venit la interviurile Hot News! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! O să intrăm direct în subiect. Europa își propune să atingă neutralitate climatică până în 2050. Cum va contribui transportul rutier în unele țări foarte poluant la acest obiectiv destul de ambițios? E mașina electrică în centrul acestei transformări? Piața ne-ar spune că da, mașina electrică e importantă în reformarea sistemului de transport rutier. Am observat, de pildă, anul trecut, în perioada iulie-septembrie, faptul că 10% din toate mașinile noi achiziționate în Europa au fost electrice. Dacă e să comparăm cu 3% în aceeași perioadă a anului 2019, este o creștere semnificativă. Dar, după cum bine știți, nu e același lucru să deții o mașină electrică în România sau în Olanda. Diferența, în primul rând, o face infrastructura de reîncărcare și cred că asta impactează și opțiunea cetățenilor, clienților pentru mașinile electrice. Sigur că e o întrebare de tipul ce mai întâi, găina sau oul, pentru că ce trebuie să facem mai întâi? Să avem mașini electrice suficient de multe în piață și infrastructura se va dezvolta ulterior, sau trebuie să avem infrastructură pentru încărcarea electrică și apoi cetățenii vor avea mai multă încredere să-și achiziționeze o mașină electrică. Răspunsul ar fi că avem nevoie în același timp de amândouă, că una poate sprijini pe cealaltă. Comisia, obiectivul nostru al Comisiei Europene este să avem până în 2030 3 milioane de puncte de reîncărcare accesibile publicului la nivelul întregii piețe europene. Și acum există multiple variante de finanțare pentru infrastructura electrică. Există finanțări pentru flote de mașini electrice. Ca să vă dau un exemplu, primării cum ar fi cele din Barcelona sau Paris au obținut sume importante din fonduri europene pentru autobuze electrice. Pe de altă parte, sunt și companii mari care fac acest pas către vehicule electrice cu flotele lor, fie că vorbim de taxiuri sau cei care sunt în piața de logistică. Dacă ne uităm însă la mașinile de mare tonaj, electricitatea nu este acum cea mai bună opțiune, așa că se tatonează alte soluții, cum ar fi hidrogenul. Acum, nu orice tehnologie nouă este îmbrățișată de piață și nu orice inovație incredibilă devine instantaneu un succes. Dar e datoria noastră, ca politicieni, să creăm condițiile potrivite, astfel încât cetățenii noștri să beneficieze rapid atât de implementarea tehnologiilor, cât și de inovațiile care apar în domeniu. Se precizează în strategia de mobilitate că orice călătorie de maximum 500 de kilometri va trebui să fie curată, fără emisii. Vine această măsură cu interdicții și mă refer mai ales la aviație, un mod de transport care rămâne poluant. Să știți că nu e vorba de a fi curat în sensul de a avea zero emisii. E vorba de a fi noi neutră din punct de vedere climatic. Adică emisiile care de multe ori nu pot fi evitate în transport să poată fi compensate prin diverse alte chestiuni. De pildă, există un acord internațional numit CORSIA care face offset de emisii. Cu alte cuvinte, dacă tu ai o anumită cantitate de emisii pe care în mod inerent le faci în transport, poți cumpăra proiecte verzi sau poți investi banii care să compenseze reducerea emisiilor într-un alt domeniu, în altă parte. De asta este ceea ce se cheamă offsetul emisiilor. Deci asta este, de pildă, o metodă prin care aviația își poate compensa emisiile prin investiția în proiecte care reduc emisiile într-un alt domeniu sau într-o altă parte. În acest moment nu avem o soluție tehnologică suficient de avansată cât să avem avioane cu zero emisii până în 2030. Deci, pe termen scurt, trebuie, pe de o parte, ameliorată eficiența energetică a avioanelor, pe de altă parte, trebuie
eficientizat tot transportul aerian, astfel încât să nu se facă zboruri, să spunem, inutile sau mai lungi decât este necesar. Avem în plan adoptarea unui pachet legislativ pentru combustibilii folosiți în acest sector, așa numitul de fuel aviation. Sperăm să creștem cantitatea folosită, dar și producția de combustibili alternativi, curați nefosili. Avem apoi în plan reformarea sistemului de trafic aerian, după cum am menționat. Am adoptat anul trecut un pachet numit Cerul European Unic, tocmai în acest scop. Acum el este în dezbaterea partenerilor instituționali, Parlament și Consiliu. Sper să ajungă la o concluzie cât mai repede, pentru că este nevoie de o reformă a traficului aerian. În paralel, investițiile țintite în calea ferată, mai ales în linii de mare viteză, ar putea crea o foarte bună alternativă pentru cetățeni pe astfel de distanțe, cum ar fi cele până în 500 de kilometri. Ca să vă dau un exemplu, înainte de inaugurarea liniei de cale ferată rapidă Madrid-Barcelona, această rută era cea mai aglomerată rută internă aeriană din Europa. După inaugurare, a fost clar că pasagerii au ales trenul. Apoi ne gândim de asemenea, cum am spus și vreau să revin la această idee în final, la acest sistem de offsetting, de plată în compensarea emisiilor de carbon produse din aviație. Deci, tren, combustibil alternativ, managementul traficului aerian și offsetting-ul, toate pot contribui ca transportul pe rute până în 500 de kilometri să devină neutru într-un timp destul de scurt. Ce se va întâmpla în viitorul mai îndepărtat cu industria aviatică? Industria aviatică din întreaga lume depune eforturi pentru o mai mare eficiență, iar un sistem inovator de management al traficului aerian, așa cum v-am spus, ar reduce atât costurile cât și emisiile. În acest moment, Europa este lider în digitalizarea managementului traficului aerian. Primul aeroport care utilizează un turn de control digital se află într-un orășel din nordul Suediei. Centrele virtuale de control nu au stilul arhitectural emblematic al turnurilor de control pe care le știm astăzi din aeroporturi, dar compensează prin tehnologii de top. În practică, camerele de înaltă definiție amplasate pe aerodrom, combinate cu senzori, suprapuneri grafice, creează imagini ale aeroporturilor similare celor văzute de la fereastra unui turn pentru uzul controlorilor, indicând, de exemplu, prezența stolurilor de păsări. Această tehnologie ajută imens aeroporturile mai mici și aeroporturile regionale, care sunt deosebit de vulnerabile în prezent, deoarece trebuie să asigure controlul traficului aerian pentru un trafic aproape inexistent. Strategia noastră stabilește obiectivul de reducere cu 90% a emisiilor până în 2050, dar piața a transformat deja aceste restricții aparente în oportunități. De exemplu, Airbus a prezentat în septembrie anul trecut trei concepte pentru prima aeronavă comercială cu zero emisii din lume, se cheamă Zero E, și intenționează ca cel puțin unul din aceste concepte să fie pregătit pentru a intra în funcțiune cel mai târziu în 2035. Deci, iată, aeroporturi, aeronave, deja lucruri care țin de viitorul sectorului. În ceea ce privește traficul propriu-zis de pasageri, sigur că urmează să vedem care vor fi concluziile și felul în care industria va reuși să iasă din această criză a mobilității din cauza crizei COVID. Dar cu tot sprijinul care a existat la nivelul statelor membre, susținut și de Comisia Europeană, toate companiile și ecosistemul din aviație a fost sprijinit destul de serios financiar pentru a rezista până a intra din nou în normal. Mai departe, sper să redevină la fel de competitiv, pentru ca toate aceste inovații și investiții să poată fi făcute pentru viitorul aviației. Anul acesta e anul european al căilor ferate, iar în strategia trenurile sunt de multe ori menționate.
Care sunt obiectivele pentru calea ferată și cum ar putea fi ele atinse de România? Calea ferată e fără îndoială foarte importantă în procesul de reformă din domeniul transporturilor. Ambiția noastră este să avem 50% mai multă marfă transportată cu trenul și să dublăm utilizarea trenurilor de mare viteză până în 2030. Dar calea ferată este acel mod de transport care are nevoie de multe investiții. Din acest punct de vedere, România e avantajată și dezavantajată în același timp, pentru că avem o rețea extinsă de căi ferate, dar starea lor nu e bună. Numai că în acest moment, la nivel european, există multe oportunități pentru finanțare la acest capitol. Știu că și în România există voință politică pentru a investi în calea ferată, așa încât cred că sunt condiții optime pentru un nou început al căii ferate și în România. Unul din instrumentele financiare europene care sprijină calea ferată este facilitatea conectarea Europei, SEF-ul. Numai prin acesta, de pildă, pe care îl gestionează Comisia de Transport a Comisiei Europene, România ar putea accesa minim 700 de milioane de euro pentru investiții în cale ferată și ape fluviale, deci minim. În acest moment, pe lângă modernizarea infrastructurii fizice, la nivel european avem nevoie de o rapidă digitalizare a căilor ferate. Există un sistem avansat digital de management al traficului, care se numește ERTMS, fără de care nu putem avea o exploatare maximală a rețelei. Dar și acesta necesită investiții și există, să spunem, o obligativitate la nivelul Uniunii Europene ca statele membre să investească în această digitalizare a rețelei de cale ferată. De asemenea, trebuie modernizate sistemele de rezervare și de programare pentru trenuri în beneficiu pasagerilor, dar și pentru operatorii de marfă. În acest moment se dezvoltă și soluții de automatizare promițătoare, care ar face rețeaua mai eficientă și mai ușor de folosit. Deci, infrastructură, digitalizare, modernizarea în privința sistemelor de rezervare și programare, automatizare, toate astea fac parte din viitorul căi ferate. Mizăm pe ele la nivel european și sper ca și România să profite și să de ocazie și să investească în aceste direcții. Conform etapelor, până în 2030, 100 de orașe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic. Transportul urban e un capitol al noii strategii de mobilitate, iar conceptul de mobility as service, mobilitatea ca serviciu, este de asemenea precizat. Ce înseamnă asta pentru locuitorii orașelor? Dezvoltarea sustenabilă, în primul rând, din punct de vedere al transporturilor a orașelor, este un deziderat atât al locuitorilor, cât și al politicienilor. Toată lumea vrea să avem o dezvoltare sustenabilă a orașelor noastre, cu mai puține emisii, cu un impact mai redus asupra mediului, cu includerea diverselor facilități și metode alternative de transport. Fiecare generație își dorește altceva în materie de mobilitate și asta se vede mai ales în orașe. Generația mea, de pildă, e foarte atașată de mașina personală și de libertatea pe care această mașină ne-a oferit-o. Noile generații sunt o generație multimodală, sunt multimodale, își aleg locuința în funcție de disponibilitatea transportului public. Practic, când vedem un tânăr la metrou cu ochii într-un dispozitiv mobil, asta ar putea fi un poster pentru noua generație. Cei mai tineri sunt fanii micromobilității. Aduc pe străzile noastre trotinete, biciclete, skateboarduri electrice. Unul din obiectivele strategiei noastre e acela de a oferi cetățenilor o experiență multimodală, fluidă. Și aici intervine conceptul de mobilitate ca serviciu. Ar trebui să avem posibilitatea de a cumpăra bilete pentru călătorii multimodale, să putem beneficia de opțiuni de plată interoperabile, iar diferitele servicii de transport să fie integrate într-un serviciu accesibil la cerere.
Ca să vă dau câteva exemple, în Berlin, de pildă, există aplicația Gelbi, care este un portal, un gateway către serviciile de transport ale orașului, de la planificarea călătoriei până la rezervare și plată. Aplicația folosește date din trafic în timp real și indică toate opțiunile de călătorie din punctul A în punctul B. Le compară în funcție de durată și de preț. În Finlanda avem, de exemplu, aplicația WIM. Cetățenii pot selecta planuri zilnice sau chiar lunare, care includ drumuri cu taxiul, transportul public, trotinete, biciclete electrice. Prin WIM se pot găsi chiar și mașini de închiriat. Asta arată că există soluții la multiple probleme de mobilitate cu care ne confruntăm. Nu știm dacă se vor generaliza, dar vreau să creăm un spațiu european comun al datelor referitoare la mobilitate. Pentru că aceste aplicații nu se pot dezvolta dacă nu există o bază de date accesibilă celor care ar putea să facă astfel de proiecte de mobilitate. Vom sprijini integrarea modurilor de transport într-un sistem multimodal funcțional, vom utiliza la maxim sistemele de transport inteligente, avem nevoie de centre de mobilitate multimodale, de facilități park and ride, infrastructură sigură pentru biciclete și pietoni. Este foarte mult de lucru în acest domeniu, dar există și cerere și voință în majoritatea orașelor europene pentru a ne îndrepta către acest tip de viitor. Problema traficului aglomerat e una comună pentru orașele mari din Europa, dar și pentru autostrăzi. Ce soluții s-ar putea aplica pentru a reduce numărul orelor petrecute în trafic? Media europeană pe an este de 29 de ore pierdute din pricina congestiilor în trafic. E o glumă care spune că automobilul a fost inventat pentru a oferi un spațiu comod unde să ne omorâm timpul în trafic. Pentru companiile europene, traficul aglomerat este o problemă mare. Costă în jur de 230 de miliarde de euro în fiecare an. O cheltuială care nu este necesară, un cost nenecesar, numai din cauza traficului aglomerat. Ca să înțelegem mai bine ce reprezintă această cifră, ea echivalează cu 1,8% din PIB-ul Uniunii Europene. Problema este, deci, foarte serioasă. Acum, mai puțin trafic înseamnă mai puține ambuteiaje, un aer mai curat pentru locuitori. O soluție ar fi să transferăm o parte a traficului interior de marfă, realizat în prezent în proporție de 75% pe calea rutieră, către alte moduri de transport. Acest obiectiv e urmărit în strategia noastră pentru mobilitate. Dorim să sporim traficul feroviar de marfă cu 50% până în 2030. Cât despre transportul pe căile navigabile interioare și transportul maritim pe distanțe scurte, urmărim o creștere de 25% până în 2030, 50% până în 2050. Vorbesc de asta pentru că investițiile în acest tip de infrastructură și investițiile în multimodalitate sunt metoda prin care putem elibera șoselele europene și a reduce aglomerația din trafic. În orașe, problema e mult mai complexă. Și aici modalitatea e importantă. Dacă cetățenii pot schimba ușor un mijloc de transport cu altul, dacă au o soluție de a lăsa mașina în zona gărilor sau a stațiilor de metrou, orașele ar fi semnificativ mai libere. Transportul public, bine pus la punct, poate ajuta. Infrastructura pentru micromobilitate este și ea o parte din rezolvarea problemei. Ca să vă dau un exemplu, dacă ne uităm la orașe europene, cum ar fi de pildă Amsterdamul, în care mijloacele de transport alternativ sunt de fapt deloc alternative, ci dominante. Apoi, stratul digital este esențial. Un oraș funcțional contemporan trebuie să aibă implementate sisteme de trafic inteligente. Deci, iată, toate aceste lucruri împreună pot contribui la reducerea aglomerației în trafic, la scăderea costurilor nenecesare, la diminuarea efectelor negative ale congestiei pentru sănătatea și starea de bine a cetățenilor și a orașelor noastre. Cum credeți că va arăta transportul în viitorul mai îndepărtat?
Sunt sigură că vom avea avioane cu zero emisii, mașini autonome, cu un grad de siguranță avansat, combustibili alternativi, cu un impact minim asupra mediului, chiar și pentru marii transportatori maritimi, navele de mare tonaj. Vom avea o rețea de trenuri de mare viteză care să conecteze cel puțin capitalele europene, orașe cu sisteme de transport puternic digitalizate, soluții de logistică în orașe, cum ar fi dronele, de ce nu? Desigur, lista e deschisă și foarte lungă, avem multe motive să fim optimiști, iar cei care doresc, probabil că vor putea dezvolta multe modele de business legate de mobilitate în viitor, pentru că stăm abia la începutul utilizării tuturor noilor tehnologii și inovațiilor în acest domeniu al transporturilor.